Monica Nisie a declarat că, potrivit unei estimări preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din România nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfășura cursuri online. Pentru ei, școlile și inspectoratele trebuie să găsească alte soluții până la încheierea anului școlar, iar până la toamnă, la începerea noului an școlar, Ministerul ar trebui să facă achiziții și să le asigure și lor acces la internet. Ea a explicat ce se întâmplă acum cu acești elevi și cum își pot continua ei activitatea școlară. Ministerul Educației a elaborat o instrucțiune. Aceasta are două componente. Pe de o parte, se referă la acei elevi care au posibilitatea de a participa la cursurile online, deci dețin o tabletă, un laptop și așa mai departe, și aceste lecții vor continua. Și cea de-a doua parte a instrucțiunii prevede măsuri pentru acei elevi care nu au acces la tehnologie. Pentru aceștia, unitățile de învățământ împreună cu inspectoratele școlare trebuie să transmită elevilor resurse de învățare și fișe de lucru pe toată această perioadă în care nu au acces la tehnologie, a precizat Ministrul Educației. Pe de altă parte, există și cadre didactice care nu au acces la tehnologie iar Monica ni așteaptă din partea inspectoratelor școlare și o situație în acest sens. Ministrul Educației Monica Nisie declarase că școala trebuie să fie pregătită pentru un al doilea val al epidemiei de coronavirus, inclusiv pentru posibilitatea ca orele să se desfășoare în continuare doar online, începând din toamnă, în funcție de ce vor recomanda epidemiologii. De aceea, Ministerul își propune ca până în septembrie să asigure tablete sau laptopuri pentru elevii care nu au acces la astfel de dispozitive, în timp ce profesorii vor participa la cursuri de formare profesională după încheierea anului școlar.